Maria are 9 ani și este un copil model, cu note mari, mai mereu, cu temele făcute la timp și cu dulapul cu hainele aranjate. E liniștită și maică nici nu o observ prin casă. Dimineața se trezește devreme și se pregătește singurică pentru școală. La polul opus e fratele ei, Mihnea, cu un an și jumătate mai mic decât ea. E genul acela de copil care se ridică din pat la limită, face lecții pe fugă și o tachinează non-stop pe sora lui. Iată de ce și mama și tata sunt mai mereu cu ochii pe el. Mai mereu la ședințe cu învățătoarea, mai mereu cu rugăminți de soiul hai mămică învață pentru că altfel n-ajungi nicăieri. Sau cu comparații precum, tu de ce nu poți să fii așa de responsabil cum e sora ta? Parcă, fără motiv, zi după zi, zâmbetul Mariei se ștergea tot mai tare. Și serile în familie erau ca o pedeapsă pentru ea. Să fie la masă cu părinții și cu fratele ei și să asculte despre ce a mai făcut Mihnea pe la școală, îi apăsa greu pe umerii ei firavi. Dar nu pentru că s-a săturat de boacănele sau de loviturile lui, ci dintr-un motiv neașteptat. Hai să-l înțelegi imediat. Într-o dimineață, Maria și-a lăsat caietul cu tema la matematică acasă, intenționat. În plus, la lucrarea de control de la a doua oră, nu a scris nici măcar un calcul corect. Tot intenționat. Așa că a luat 4. Bucuria ei! Luase 4, așa că a fugit spre casă la părinți ca să le arate nota și să le spună că trebuie să vină la școală să vorbească cu învățătoarea. La care mama i-a răspuns, lasă că te descurci tu, tu mereu te descurci. O să-i scriu eu un bilet învățătoarei că, nu știu, s-a întâmplat ceva în această dimineață. Nu am vreme de mers la școală pentru atâta lucru. Auzind asta, Maria, cu ochii mari, plini de lacrimi, a tras cu furie fața de masă cu tot cu vaza de flori, apoi l-a împins la podea pe Mihnea, care asista la toată această scenă cu gura căscată, și apoi a urlat. Ce trebuie să fac ca să mă vedeți și pe mine că exist? Numai Mihnea în sus, Mihnea în jos, Mihnea în stânga, Mihnea în dreapta, parcă aveți un singur copil. Dacă dispar cu totul, o să vă dați seama? Am luat nota 4, intenționat, ca să te am și pentru mine, mama, măcar o dată, la o ședință. Vreau să aveți vreme și pentru mine, chiar dacă sunt mai mare. Nu vedeți că mi-e dor de voi? Mi-e dor să fiu și eu copilul vostru. Culcat la pământ, acum și el în lacrimi, Mihnea i-a răspuns aproape șoptit. Păi dispare odată! Nu crezi că m-am săturat să aud mereu că Maria e așa, că Maria e cu minte, că Maria învață, că eu sunt rău? Din cauza ta nu mă iubesc mama și tata. Totul s-a derulat în câteva secunde. Acum și mama și copiii toți plângeau. Mamei nu-i venea să creadă ce aude. A fost momentul acela de trezire pentru ea, când a văzut durerea și gelozia din ochii celor doi pui a ei și a înțeles că a avut noroc. A avut noroc că fetița a răbufnit atunci și că nu a ținut în ea acea durere, așa cum fac cei mai mulți frați care nu au curaj să spună ce simt. De ce noroc? Pentru că acea gelozie care îi rodea aproape pe ascuns pe amândoi copiii ar fi rupt încetul cu încetul frânghia asta care e legat de la naștere. Și nu știu povești de soiul acesta care să treacă cu ușurință de la sine. Așa că mama a căutat ajutor. Printre altele, a ajuns la unul dintre cursurile pe care le susțineam pe atunci și i-am prezentat pe scurt câțiva pași pe care să-i facă pentru a începe să reconstruiască relația dintre copiii ei. Fără comparații, fără etichete și fără a arăta cu degetul doar comportamentele negative. Poate te întrebi de ce ți-am spus această poveste. Pentru că iubirea dintre frați, eu cred că este ceva sacru. E o relație care poate fi vindecătoare și se poate transforma într-o prietenie pentru toată viața, dacă e hrănită corespunzător în copilărie.